Performanță de excepție pentru antrenoarea Elena Nicoleta Mijache, alături de elevele sale Păiuș Sofia, Popescu Silvana și Borugă Elena, care au participat weekendul trecut la Campionatul Național de Lupte Libere din Târgu Mureș, acolo unde au ocupat ca de fiecare dată un loc fruntaș. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Campionatul Național de Lupte destinat categoriilor Under 15 și Under 20, campionat ce a avut loc la Târgul Mureș. Severinul se poate mândri cu noi medalii aduse de către trei dintre sportivele legitimate la Clubul Sportiv Municipal Drobeta. Ca de fiecare dată, tânăra antrenoare de la lupte libere de la Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin, Elena Nicoleta Mijache, împreună cu sportivele sale Păiuș Sofia, Popescu Silvana și Borugă Elena, au pus orașul nostru pe hartă în ceea ce privește performanțele sportive cu care ne-au obișnuit. În acest weekend am participat la campionatul de juniori U20 prin sportiva Popescu Silviana, am obținut locul 2 și este vicecampioana țării. Aceasta are încă vârsta de 17 ani, ea fiind și campioana națională de la cadeți, vârsta U17, locul 5 la europene și campioană balcanică acest an. Eu sunt mândră de acest rezultat, pentru că este o categorie de vârstă mai ridicată. Asta înseamnă că ușor-ușor am pornit spre marea performanță și am speranțe mari pe viitor. Dedicarea, munca și sacrificiul antrenoarei Elena Nicoleta Mijache s-a văzut și de această dată. Elevele antrenate de ea aduc în noi medalii pentru județul nostru, cu care ne putem mândri. Sportivele județului nostru s-au calificat pe locuri fruntașe, astfel că Păiuș Sofia a luat locul întâi fiind campioană la Under 15, obținând astfel medalia de aur. Am participat la concursul național de U15 la categoria 62 de kilograme. Am obținut locul 1, sunt mândră și mă bucur că am trecut peste niște etape ale emoțiilor pe care le-am avut în trecut și îmi pare rău că n-am obținut această medalie și la Cupa României din martie, dar o să reușesc în viitor și o să obțin mai mult. Între cu ce alte medalii sau concursuri ai mai câștigat? În 2019 a fost primul meu concurs național și am luat locul 1. Am fost pe plajă anul ăsta și am luat locul 1. Anul trecut la fel, tot locul 1 pe plajă. Și în martie am fost la Cupa României și am obținut locul 3. De cât timp faci lupte? 5 ani s-a făcut în vară. Cum ți-ai descoperit tu această pasiune? Cu ajutorul unei prietene care practica lupte și am ajuns și eu aici. Totodată, Popescu Silvana a luat locul 2 fiind vicecampioană la Under 20, obținând medalia de argint. A fost un concurs destul de greu din punctul meu de vedere, adversari tari. Foarte mult de muncă pentru concurs și mă bucur că am ajuns la acest rezultat. Care este rezultatul? Vicecampioană națională. Am pierdut finala. În trecut, la ce alte concursuri sau ce alte medalii ai mai câștigat? Am ieșit campioană națională de cadeți 17, campioană balcanică, locul 3 la internaționale și locul 5 la europenele de cadeți. Cât timp petrești în sala de sport? 2 ore pe zi, de obicei. Cum ți-ai descoperit această pasiune? Prin prieteni, prin dorința de a face sport de performanță și cu ajutorul prietenilor. Unde te vezi peste câțiva ani? Sper că la Olimpiadă, sper. Dacă nu la europene, mondiale. Iar Borugă Elena a luat locul 6 la Under 15 și promițând că pe viitor rezultatele vor fi și mai bune. Acum 2 zile am participat la campionatul național de lupte U15. Ce loc ai câștigat? Din păcate nu am putut să iau medalii, să urc pe podium, dar îmi promit că o să muncesc mai mult și la anul o să vin cu rezultate mult mai bune. De cât timp faci lupte libere? De 9 ani și sper să facă mai mult în continuare. Sportivele noastre mehedințe ne-au dat dovadă de curaj și ambiție, ca de fiecare dată la toate competițiile la care au participat, luptând de altfel pentru frumosul nostru județ pe care îl reprezintă cu mândrie. Eu cred că fetele au dat tot ce au putut și chiar au obținut rezultate bune.
În octombrie vom avea și eu și cu alte fete naționala și sper ca să luăm și noi rezultate bune ca ele, deoarece ele sunt mai mari și sunt ca exemple pentru noi ai mici. De cât timp faci tu lupte? De 4 ani. Antrenoarea Elena Nicoleta Mijache a fost mereu dedicată sportului ce îl practică încă din copilărie, iar asta se poate vedea din rezultatele pe care le aduce pentru orașul nostru. Mă numesc Petrișara și am 12 ani. De cât timp faci tu lupte? De 3 ani. Printr-un prieten. M-a dus la sală și mi-a plăcut primul antrenament pe care l-am avut și am zis să continui. Ce părere ai despre rezultatele obținute la concurs ale colegelor tale? Mă bucur foarte mult pentru ele și pe viitor aș vrea să devin și eu ca ele. CSM Metrobeta se află în acest moment pe loc fruntaș, la nivel județean, iar asta datorită implicării și perseverenței antrenoarei și sportivelor și totodată autorităților locale ce l-au sprijinit mereu pe fete în toate competițiile. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a sprijinit ca de fiecare dată sportul mehedințean și sportivii din orașul nostru. Edilul orașului a ajutat prin aprobarea numeroaselor proiecte, dar și sprijinul financiar oferit sportivelor. Astfel, echipa CSM Drobeta l-a făcut pe acesta mândru și totodată a adus performanțe excelente la nivelul județului nostru. Medaliile sportivelor sunt bine meritate, întrucât munca și antrenamentele au dat rezultate de excepție, iar acestea ne-au confirmat încă o dată valoarea la ultima competiție desfășurată la Târgu Mureș, punând mehedințul pe hartă în ceea ce privește acest frumos sport.